găsit tuturor! Povestea zilei sau povestea anului. Jocuri, trocuri și morți subite. Toate au o rădăcină comună. Alegerile. 2024 nu este doar un an electoral. Este The Election Year, așa cum l-a numit Time. Jumătate din populația globului votează anul acesta. Din Africa de Sud până în India, din Suedia până în Venezuela, din Statele Unite până în Rusia, cu o oprire incertă la Zelenski acasă, peste 60 de țări au alegeri naționale, inclusiv România, unde s-au bulucit toate scrutinele posibile în același an. Sunt în joc stabilitatea și libertatea. Când Rob Bauer îți spune să-ți iei cu tine când te culci sticluța cu apă, lanterna și fluierul, devine firesc ca Ursula von der Leyen să vrea armată, înarmare și comisar pentru apărare. Eventual cu Iohannis, titular. Asta ne-ar face mândri ca români. Când un opozant al lui Vladimir Putin își pierde viața în pușcărie din cauza sindromului morții subite, devine firesc pentru Occident să-l indice vinovat și un pericol planetar pe țarul care nu se va opri la Kiev, ne spune Dmitri Medvedev. Să ne unim în lupta noastră pentru a proteja libertatea și siguranța celor care îndrăznesc să se ridice împotriva autocrației, îndeamnă Ursula von der Leyen. Eu vreau să am libertatea să fiu liber. Este o alegere. Dar ce fac când această alegere nu depinde de mine? În fața mea, exclusiv, HD Hartmann, salut, mâna. Profiler, analist, jurnalist, puțin scriitor. Da, puțin. Eu am mult început tată, povestea. Mult soț. Multe calități. Da. Eu am început povestea. Care este punctul culminant al acestei povești în acest an? Poza de aici. Sorin Grindeanu și domnul Tudose uitându-se la noi doi. Tudose se uită cam urât la noi. Adică nu știe dacă să râză sau să plângă. Sorin Grindeanu este foarte clar, are zâmbetul lui tipic de om politic român. Tot disclaimer, că eu am mai făcut disclaimer de acest gen. Eu sunt prieten cu amândoi, dar în special cu Sorin Grindeanu. Deci nu am să-l critic, pentru că nu vreau să-mi critic prietenii și niciodată nu, nu. Cu toate că anumite lucruri trebuie să-i le spun. Dar ce se întâmplă această imagine, da? Marga, cum ai zis tu aici și este excepțional. Păi ne făcură moșieri. Comasare la hectare, bre! Și șef de tarlaie Iohannis, dar mergem la subiectul ăsta să începem. Așa, cum adică șef de tarlaie? El este boiarul de la Sibiu. Să începem emisiunea. Alegerile s-au comasat, s-au devansat, anul acesta se fac alianțe, se vine, se pleacă cu două argumente. Pericolul Putin și pericolul extremismului. A fost o decizie care a presupus de la sine asumarea responsabilității politice, responsabilitate politică ce vizează stabilitatea țării, ce vizează coerența actului de guvernare și, desigur, ține cont de interesul cetățenilor României și contextul de securitate. N-am nicio reținere de a ne angaja în acest proiect politic, pentru că noi în seara aceasta, în afară de performanțele guvernării, cu adevărat, întotdeauna este loc și de mai bine, ne-am asumat o decizie politică. O putere politică trebuie să știe, în primul rând, trebuie să facă politici publice pentru cetățeni. Trebuie să-și asume lucruri în momente dificile și trebuie să facă mai puține calcule electorale. Din toate discuțiile pe care le-am avut, românii își doresc stabilitate, își doresc liniște, își doresc să-și vadă de viața fiecăruia, viața de zi cu zi. Și în felul acesta, cred că este absolut necesar ca în anumite momente partidele politice să dea dovadă de un minim sacrificiu de orgoliu pentru tot ceea ce înseamnă interesul românilor și stabilitatea țării. Faptul că noi am decis să facem această comasare nu este ceva împotriva democrației. Este dimpotrivă un vot în plus pentru democrație
și pentru a avea o reprezentare corectă în fața românilor. Oricât am încercat să împachetăm cuvintele, este evident că numai cele două mari partide se pot uni și pot face față unui val extremist. Ne întoarcem la șeful de Tarla. Da, șeful de Tarla ar trebui să fi fost domnul Iohannis, că e boiarul de la Sibiu. Din nefericire nu este. Să mai pregătea șef de Tarla să ne dea el lecții de democrație, unul pacostea aia, domnul, cum îl cheamă, de la NATO, Joană, că nu așa, pacostea aia cu candidatura lui prăpădită. Așa, cred că s-a liniștit domnul Joană, a învățat că România nu este Tarlaua oricui, că românii și aleg stăpânirea și nu alții aleg stăpânirea, că au interese, că au... nemțălăi, francălăi, americănăi au niște interese, asta este cu totul altceva, dar ideea fundamentală este că românii și aleg. Două aspecte pe care le-am observat imediat și trebuie și bunii noștri ascultători să-l observe. Domnul Ciucă a început să aibă costume de președinte, dar limbajul nu-l are. Deci, vedeți V-ul ăla care îl face haina perfect călcată, da, cu unghiul aproape perfect, încă nu destul de perfect, aproape perfect al cravatei la cămașă, o cămașă care este puțin cu un număr mai mare, dânsul cred că a slăbit puțin și a rămas cămașa cu un număr mai mare la gât. Și cu un gri petrol. Așa, un gri petrol, deci are un costum prezidențiabil, domnul Ciucă. Dar remarcăm și violetul de la domnul Ciolacu. Da, nu. Ciolacu este, dacă va candida la președinție, Marcel Ciolacu va avea, poate va fi unul din cei mai eleganți candidați pe care i-a avut România, cred că nici Petre Roman nu a fost atât de elegant și am să vă spun de ce. La Marcel Ciolacu merg hainele. La domnul Petre Ciucă Roman i-a luat niște ani să-și dea puloverul jos. Da, la domnul Ciucă șat pe gard, adică pe umeraș. Bun, la, hai să vedem. La Marcel Ciolacu hainele merg și știe să-și aleagă hainele, ceea ce mie îmi spune că este încă tânăr. Iar dacă în septembrie, și o să observați acest lucru, după ce americanii trimit semnalul, iulie-august am spus eu că ăla va fi semnalul american, după ce vom ști cu alegerile europarlamentare dacă doamna von der Leyen va fi din nou șeful Comisiei Europene, președinta Comisiei. După ce vom avea tot sistemul, ne vom da seama cât va mai dura războiul din Ucraina, războiul de agresiune rus. În iulie-august, americanii vor trebui să dea semnalul asupra liniilor directoare pe care România și alte țări din zonă trebuie să meargă. Și în acel moment se va alege profilul candidatului la președinție. Eu vă spun un singur lucru. Dintre toți, cel care va exulta tinerețe matură, datorită îmbrăcăminții lui și datorită unei naturaleți a verbiajului, este Marcel Ciolacu la ora actuală. Vom vedea dacă Eddie Helvig nu apare și el are aceeași dezvoltură. Mă întorc la domnul Ciucă, dânsul făcut ce a zis sacrificiul. Hai să punem în oglindă, argumentul lui Ciucă să sacrificăm orgolii. Să sacrificăm orgolii. Domnul Ciucă, eu te atenționez că erai șef de stat major când ai spus că nu vei intra în politică. Și după aceea te-ai zis la Comisia de Apărare și nu erai general în rezervă și nu aveai voie să fii ministru al apărării ca general activ. Și au stat aia de la Cotroceni o zi întreagă să-ți facă decretul de ieșire în rezervă. Da? Pentru că tu te-ai dus și ai crezut că în Constituția României poate să fie din orgoliu tău de soldat de Nasiria, de erou de Nasiria, cu ciubotele puse în vitrine la Muzeul de Istorie Militar din București. Da? Că așa și-a făcut și-a pus ciubotilii și pantalonii. Așa. Ciubotilii, că e ciucal nostru. Da? Ciubotili marga. Așa. Deci, eu îl atenționez că primul sacrificiu de orgoliu este al orgoliu Ciucă. Ăla trebuie să fie. Nu-ți mai pune costume de președinte, nu mai slăbi câte 3 kg pe săptămână, că se vede. Deci, și în oglindă. Ciolacu a spus un lucru care mie personal mi se pare normal. Bă, fraților, nu încălcăm Constituția că facem comasări. Problema este ce comasăm. Că liberalii este ei prin ei înșiși. Că vorbim limba română acum, ca să fim la nivelul... Prin noi înșine, votat în unanimitate... Prin noi înșine, unde? În PSD. Prin noi înșine. Că înțeleg că... Doar o tură merge prin noi înșine, după. Acum cu PSD-ul, după... Pot să fiu rău? Nu merge o tură. Nu știu.
Să știți că noi suntem, noi suntem ăștia analiștii ca și... Oamenii politici sunt ca și analiștii și profilerii lacomi. Le plac mai multe ture. Ca să înțelegem foarte clar. Deci nu merge o tură. Atunci se creează precedentul. Da? Da, am făcut-o exact, odată, exact. O facem și a doua oară. O facem și a doua oară și o să ne și placă. Și intrăm în dissoluție prin absorpție? Nu, intrăm în crearea unei noi generații de oameni politici care, acum dacă erau doar financiar, atenție, doar financiar transpartinici, acum vor fi și politic transpartinici. Deci până acum erau acuzați că sunt o mafie transpartinică, când făceau bani, făceau toți la aceeași masă. E, acum o să fie și la aceeași masă politic. Dar eu am să spun de ce. Este influența Uniunii Europene care amalgamează prin Parlamentul European și prin Comisia Europeană, amalgamează toate tendințele. Și la ora actuală noi vom vedea oameni politici români care pot să fie și buni liberali și buni social-democrați, numai să nu fie extremiști. Aici eu am un dialog pe care trebuie să atrag atenția. După implozia celebrului cuplu SOS, că ei zic ca în engleză, SOS. Nu, fraților, dacă toți sunteți naționaliști ăștia individualiști cu vizită la Moscova și la ambasada Rusiei, că dacă tot vă place Rusia, așa, e SOS. E SOS România. Măi, mie îmi place că muștarul poate să e de România, vinul e România. Dar la SOS n-am ce să-i fac. Eu până acum am mai salvat puțin în umorul meu cinic și în analiza mea de profiler, am zis că e șoș, că vine de la șoșoacă. Dar acum când îi văzui pe amândoi corifei cum se bălăcărește ei împreună în interesul soțului care, cum s-a declarat, tatăl partidului și protectorul partidului. Bă, fratele meu, domnul Șoșoacă, sfat, a ieșit la suprafață, e vai de tine, că nevasta-ți ținea fățău. Matale, e vai de tine, pentru că după cum te-ai comportat la Ciutacu TV, la România TV, și te-ai luat de Turcescu? Păi dacă tu te-ai luat de Turcescu, Turcescu nu te iartă neam. Că Turcescu e ca mine sau eu sunt ca Turcescu. Noi avem și noi ăștia intelectuali. Dom'le, noi ne-am rănit ani de zile, zi mintea, să devenim intelectuali. Nu vei tu și așa că să faci pe... Deci când eu am văzut interviul celebru, și acum i-am citit și scrisoarea, veneam în mașină și i-am citit scrisoarea domnului Șoșoacă către soția sa, scrisoarea lui Matei Basarab către fiii săi, da? În care îi spunea să ai grijă că ăla, că ăla, stai domnule puțin, cine l-a adus pe Luis Lazarus? Tu l-ai adus, nu soața. Tu l-ai adus. Cine ți-a permis să faci deepfake-uri și să pui ziariști să zică, sau analiști ca mine să zică că ea e aleasa lui Dumnezeu? Tu ai permis. Păi stai, tata, atunci nu mai ai nicio simpatie. Deci după explozia naționalismului rusesc din România, acum Marcel Ciolacu a prins perfect ideea politică. Extremismul vine prin aur. Și pe filieră europeană. Pe filieră europeană prin diverse influențe. De acord. Problema este că aur nu era promoscovit. Și nu este. Ei sunt cu mămăliga noastră. Ei sunt un fel de naționalism mult mai... Aur este, are un naționalism mult mai edulcorat decât al lui Ceaușescu. La Ceaușescu era național-comunism. Era clar, era de la greuei, noroios. Era vai muma lui de naționalism. Acolo de la Mihai Viteazul până la Ceaușescu, toți domnitorii trebuiau să pupe condurul Romei. La Șoșoacă naționalismul ei era rusesc. Era identitar rusesc. Un ortodoxinț de ăsta și antisemit și antiminorități. Deci, aici problema PSD-ului, da, e foarte bună. A identificat pericolul. A identificat pericolul, valul extremismului, dar nu-i dă o față clară acestui pericol. N-are de ce pericol să-i dea. Pentru că prin identificarea dușmanului, Marcel Ciolacu nu știu dacă a realizat, dar el poate să facă un singur lucru ca tehnologia, acum vorbim. Deci de la obiectiv trecem la tehnologie. Tehnologia electorală. El va bloca pe liberali, pentru că în acest moment, prin comasare, dacă liberalii vor face dizidență în interiorul alianței de comasate, da, pentru comasări, în acel moment ei pot să fie foarte ușor și oricine face această dizidență, inclusiv din PSD. Acei dizidenți vor putea face, vor putea fi acuzați că sunt pro-extremism. Aici i-a închis Ciolacu și l-a închis și pe domnul care își pune costume de președinte, da? Dar n-are limbaj de președinte. Aici este fundamental. Aici PSD-ul, ca să fim foarte clari, a gândit-o
Nu-mi dau seama dacă ei au gândit-o înainte în etapele astea, dar acum este, cum se spune în engleză, the gift that keeps giving. Cum se cheamă? Cadoul care tot continuă să dea cadouri. Cam așa este și cu ce s-a întâmplat cu comasatele. Ei mai târziu au realizat, Marga, câte lucruri pot dintr-o dată să închidă. N-ar fi politicien dacă n-ar gândi 2, 3, 5 mișcări înainte ca la nu așa? Nu știu dacă, atunci... uite, domnul Tudose știa ce gândește, da, partidul. Adică domnul Tudose a dat o zi, a dat-o bine cu umorul lui, dar eu nu cred, poate Sorin la fel, poate... Dar eu nu cred că Nea Paul de aici, din sudul țării, a gândit-o. Acum se mai gândesc și la înfrățirea asta cu liberalii, pe domnul Traian Băsescu îl doare sufletul să-l vadă pe Blaga lângă Tudose. Pe ei îi doare sufletul să se alăture unul de altul? Nu, pentru că aici vorbim de o prezență fundamentală în interesul european. Aici vorbim de o creștere exponențială a puterii României dacă știm să negociem la viitoarea Comisie Europeană. Eu nu cred că Iohannis va deveni comisar. Nu cred, jur. Eu nu cred că doamna von der Leyen a... Comisar pentru apărare, care o fi? Comisar pentru câinii Ucraina, cu coada albastră. Nu, în altul reprezentant va fi Stoltenberg. E decis deja, gata, Stoltenberg va fi, pentru că Rutte este pe ultima 100 de metri să ajungă secretar general NATO și secretarul general NATO viitor va avea un cuvânt foarte greu de spus în nominalizarea înaltului reprezentant al, pentru Ucraina. Și va fi Stoltenberg. Și dacă nu o să fie înalt adjunct comisar, înalt adjunct reprezentant domnul Joană, sau să fie un șef de cabinet pe acolo, să nu rămâie omul fără salar, fără pensie, fără știu eu ce trebuie să fie și el. Că... Așa. Dar mă întorc acum. În toată această fuziune de interese, obiectivul principal care este? Creșterea rolului României în Europa. Pentru că, dom'le, noi suntem pe granița cu un război care va dura. Păi stai, șefilor, dacă toți suntem pe granița de război, ia, hai să vedem ce câștigă România. S-au trezit în sfârșit. Apropo de creșterea rolului, noi trimitem reprezentanții ai noștri la Bruxelles, acești europarlamentari. Da. Se duce lupta acum pentru primul loc. Cine deschide lista PNL și PSD? O femeie, cine este o femeie independentă femeie? De... Asta ne-a spus domnul Ciolacu. Sunt absolut convins cine că ar fi această femeie? Eu dau un singur nume. Vă rog. Dar un singur nume și o să mă înjure lumea. Este același nume la care mă gândesc și eu? Da. Eu dau un singur nume. Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă. Și nu te gândești la același. Nu mă gândeam la același. Eu dau un singur nume, Viorica Dăncilă. De dacă ce ar accepta Viorica Dăncilă să fie propunerea lui Marcel Ciolacu? Nu. De ce ar accepta Viorica Dăncilă să fie propunerea două partide aflate într-o alianță, partide majore, care reprezintă 45, nu 50%, dar 45% din electoratul României? De ce? Îți spun eu de ce. Pentru că ar fi cea mai cruntă pedeapsă pentru misoginul Iohannis, pentru prințul Valah Rareș Bogdan, care și-a bătut joc de singura și prima femeie prim-ministru al României. Și aici iar mă apucă furiile de profiler. Nu-ți bați joc de o femeie care devine prim-ministru. Nu-ți bați joc în România misogină a lui Șoșoacă, care îi spune lui nevastă să-și ia pilulele. Dacă la nivelul ăla a fost Iohannis când a atacat-o pe Dăncilă și a lăsat râurile alea, fluviile alea de insulte la adresa ei să meargă. Da, la nivelul lui Șoșoacă a fost. Toți care au înjurat-o pe Dăncilă au fost la nivelul lui domnul Șoșoacă. Încă o dată. Iar fi cea mai mare răzbunare a poporului român să o pună o femeie care, eu vă jur, și asta vă spun din experiența mea americană și de profiler în multe dosare sensibile. Viorica Dăncilă avea carnetul de adrese mai bine garnisit decât Iohannis îl are astăzi. Femeia aia n-are nevoie de SPP să-i facă legătura cu vreun demnitar european. Nu este nicio glumă. Dar e fost membru PSD. Ce argument? Ce argument? A fost prim-ministru, a fost vicepreședinte, nu știu. Mi se pare, nu mai țin minte, s-ar putea să greșesc aici. Ascultătorii noștri sunt extrem de buni în a vedea unde greșesc și le mulțumesc încă o dată și să-mi scrie la comentarii. A fost, mi se pare, vicepreședinte al Parlamentului European. A condus Consiliul, dacă îmi țin minte, când i-a zis Iohannis că ea nu e în stare și femeia a dovedit că este în stare. Deci, atenție! Dacă eu aș da astăzi o lecție lui Iohannis și tuturor europenișilor care săreau cu geaca roșie prin fața guvernului, jos corupția, jos aia, da, aia cu lovitura de stat din 10 august, zic că săracii jandarmi și astăzi sunt târzi prin procese de poliția politică a lui Iohannis. Deci acești, dacă vrem să dăm o lecție de europenism,
o punem pe Viorica Dăncilă. Și vă spun eu că avem nevoie de o femeie ca ea. Eu nu spun numele nu-l iau în derâdere. Avem pe altcineva? Spuneți-mi dacă avem pe altcineva. Că vă spun eu că doamna Firea nu va fi. Pe lista la europarlamentare. Da, dar nu va fi. Alegeri prezidențiale în septembrie. What's the catch? Adică de ce septembrie? Păi dacă ți ies alegerile europarlamentare și faci un grup masiv interesant care e transpartinic, că bineînțeles după europarlamentare se vor duce unii la PPE, unde sunt acum nu, liberalii cu Rareș în frunte, în fruncea țării, alții se duc la Partidul Socialist, la European, la ce, unde se duc? Grupul. La grupurile social. Parlamentare. Numai că ei, în momentul când au venit de pe listă comună, ei reprezintă România. Și acolo pot să lucrez superb ca președinte, viitor președinte român, că ăsta nu poate. Așa. Da. Dar eu vă spun un singur lucru. Ce faci când ai 4 luni cu 2 președinți de consilii, cu 2 primari? Ce faci când ai 3 luni cu 2 președinți? Că ai unul ales și unul în funcție. Păi ne-a explicat domnul premier Ciolacu. El a coabitat cu domnul Ciucă, dacă vă aduceți aminte. Da, era în funcție amândoi. Nu erau în funcție amândoi, dar s-au sfătuit, au fost împreună la negocieri, dacă vă aduceți aminte. Cine, Iohannis? Să-l lasă pe președintele ales să se sfătuiască Iohannis? Iohannis se sfătuiește cu nevastă sa. Nu se sfătuiește cu nimeni din România. Că așa a învățat Iohannis să facă politică. Iohannis nu se sfătuiește. Mi-aduc aminte, povestea cineva la un moment dat, un lider al coaliției în frământările USR-PNL, s-a dus cu pâra la Iohannis, s-a așezat în fața lui Iohannis și a început să vorbească. Și a vorbit, și a vorbit, și a vorbit, și a se minte, Iohannis l-a ascultat. Când i s-a terminat saliva în gură, a terminat, Iohannis a zis mulțumesc, s-a ridicat și a plecat. Astea sunt discuțiile pe care le poartă Klaus Iohannis din interior. Da. Și s-a mai ridicat odată la Consiliul Suprem de Apărare. Comandantul Suprem s-a ridicat și a plecat. Că așa are dânsul instinctele astea, să se ridice, să plece. E adevărat, dânsul e și înalt și așa ca un turn de la roman. Că nu-i nemțălăsc, e roman. Că el uită că el vine dintr-o Transilvanie ocupată de roman, de Imperiul Roman. E adevărat, n-au ajuns până la Sibiu, din nefericire, că altfel civilizau și pe nemții din Sibiu. Dar ideea este alta. Ideea fundamentală este alta și aici e răutăcismul ăsta hartmanian, cum mi se spune. Fraților, România are de făcut față unui război cumplit. Este clar că după căderea Avdiica, rușii se îndreaptă acum. Acum am înțeles că s-au mai dus 20 de kilometri în stânga, în dreapta, în față, în spate, treaba lor ce fac. Este clar că avem o problemă la Washington. Biden nu poate să deblocheze ajutorul militar. Iar eu vă spun că după căderea orașului Avdiica, din care, puțină lume știe, ucrainienii bombardau pe civilii din Donetsk, pentru că din Avdiica se vede orașul Donetsk, care este, de fapt, capitala separatismului rus din estul Ucrainei. Acolo a început toată problema, când aia în 2014 s-au dus naționaliști ucrainieni cu bandera în gură și cu steagul prietenului lui Hitler, Bandera și Șușchevici, amândoi, cei doi prieteni al lui Hitler, și au zis, noi păruși să-i omorâm. Și ăștia bineînțeles că s-au răsculat și au zis, ce faci, bă? Ia, hai, valea de aici! Avdiica asigură securitatea civililor din Donbass și în special din Donetsk, unde erau bombardați tot timpul de către armatele ucrainiene din 2014 până astăzi. Este clar că după căderea Avdiica, Rusia trebuie acum să spună unde mă duc. Mă duc spre Odessa, în jos, mă duc în sus spre Harkov, mă duc spre Kiev, unde mă duc. Deci este clar că noi vom avea un război de lungă durată. România este granița de acest război și este la ora actuală singura din ceea ce înțeleg eu, pentru că altfel granițele polono-ucrainiene sunt blocate, inclusiv cele feroviare de ieri au început să fie blocate. Eu înțeleg că este singurul culoar umanitar pentru Ucraina. Da? În care porumbii, înțeleg, în România fură, domne, grâne, fură boabele de grâu din transporturile de grâne ucrainiene pentru Africa. Zău! Trebuie să le spunem porumbeilor să nu mai fure. Dar fură cu milioanele de tone. Că problema nu e că dacă ar fura un kil, două. Dom'le, avem niște porumbei de, uite, așa grăsoane, așa mari, care se duc și atacă transportoarele de grâne ale Ucrainei pe culoarul umanitar asigurat de Arafatul nostru cel de toate zilele. Dar eu spun un alt lucru care este extrem de important și este mai mult decât important. România trebuie să-și asigure locul la viitoarea masă europeană, care nu înseamnă numai Comisia. Înseamnă și Consiliu. Și unde nu se va mai duce nenea Iohannis să ia el decizii în numele României și apoi să nu informeze România de ce decizia a luat. Bun. Ci trebuie să avem, și aici este înțelegerea între cele două partide, trebuie să avem o politică națională. Aici îi aplaud pe amândoi, și pe Ciucă și pe Ciolacu. Ceea ce ne aplaud
Domnule, nu văd pe nimeni care să înțeleagă. Văd că Rareș Bogdan tace. E bine că tace, pentru că la prostiile care le-a spus în ultimele 3 săptămâni, să tacă în acest moment. Trebuie pedepsit vreo 6 luni să nu mai vorbească. Văd să că... vorbească când ni se întoarce cheia, probabil. Da, da, probabil. Văd, Prințul Valah, cum l-am denumit eu, văd că tac foarte mulți din PSD. Să tacă, dar să nu saboteze PSD-ul. Pentru că, și revin la fraza Zoe, fi bărbată, dacă PSD-ul în interior, baronii locali în special, și dau un singur exemplu, Olguța și Olguțu, de pe la Craiova, pe acolo, cu Nea Paul de pe aici, de prin jurul lui București, așa, sabotează PSD-ul, trebuie dați afară. Afară urgent. Urgent. Deci ăștia riscă, deci noi riscăm cu acești baroni locali. Eu atenționez că Olguța și Olguțu au 5 județe în jur. Olguțu, știți că este din 740 de euro deputați, nu știu cât sunt în Parlamentul României, mi se pare că era pe ultimele locuri pentru activitate parlamentară ca europarlamentar. Olguțu ne-a zis, ne-a reprezentat cu cinste și mândrie. Pentru cine nu știe cine e Olguțu. Olguțu este soțul lui, lui Olguța Vasilescu, eu i-am dat numele. De la mine a pornit porecla cu Olguțu. Deci, Olguțule, eu sunt ăla, ca să știi de pe acum. Nu mai înjura pe alții când spun Olguțu. Eu ți-am inventat porecla. Și ți-am inventat-o public. Deci, sunt 5 județe, plus Nea Paulică, care vor începe să saboteze politica listelor comune. Că așa sunt ei. Că lor le place baronașul local, singur să nu vină DNA-ul peste ei, să nu vină lupta anticorupție, să nu vină nimeni. Ei sunt acolo, să facă ei bănuțul acolo. Drama era dacă se sabotează la europarlamentare, mi-e frică să mă gândesc ce o să se întâmple la prezidențiale. Exact. Și așa întorcem foaia. De-aia spuneam, mare atenție, Zoe, fii bărbată, dă cu ei cu popăniața de pământ. Hai să vedem ce o să facă domnul Ciolacu, întoarcem foaia. Iarăși? Da. Iar întoarcem foaia? Da. Toată lumea social-democrată și liberală se uită la ai lor, bravi șefi, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Dar oare cine o să le strice ploile? Domnule Ciucă, l-ați votat pe Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale? Am mai primit această întrebare. Stai să candidez. Eu sunt membru PNL. Dacă aș fi membru PSD, îndeplinește probabil condițiile să fie votat. Dar nu sunt membru PSD, eu sunt membru PNL și voi vota un candidat al Partidului Național Liberal. Deci excludeți total posibilitatea să aveți candidat unic la alegerile prezidențiale? După toate întrebările și răspunsurile de până acum, revin la o sinteză. În tot ceea ce am reușit să învăț în acești ani puțin pe care am petrecut în politică, niciodată să nu spui niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Of, Doamne! Niciodată să nu... Era la Love Story, niciodată să nu spui îmi pare rău. Nu știu asta, n-am auzit. Da, în Love Story, da. În politică e niciodată să nu spui niciodată. De fapt, fraza reală este așa. Niciodată în politică să nu spui niciodată, pentru că 3 luni înseamnă o eternitate. Noi mai avem 5 luni până la alegerile prezidențiale, dacă le comasează, apropo. În septembrie, da. În septembrie. Dacă le devansează. Dacă le devansează. Întrebarea mea fundamentală pentru domnul Ciucă este, chiar nu te-a învățat nimeni să ai răspunsurile? Pentru că ai văzut că Marcel Ciolacu l-a salvat. I-a zis, dar stai întâi să candidezi ca să dai răspunsul. L-a mai salvat și când a fost vorba despre distrugerea PNL, salvarea PNL, a intrat și l-a susținut. De ce simte nevoia domnul Marcel Ciolacu să-l susțină pe Nicolae Ciucă, având în vedere, știm, nu există prietenie în politică. Prietenia între politicieni ține atâta cât ține și interesul. Da. Hai să spun de ce. Aur. La 24-26%. Și la pericolul aur, extremismului. Care, aur nu este care extremist, are... atenție. Păi știu. SOS este extremism. SOS este extremismul. Și ala este extremismul rusesc. La SOS, la Șoșoacă și la soțul ei. Acolo noi avem o problemă fundamentală. E aurul. Bun, deci care sunt calculele în opinia dumneavoastră? Calculul este simplu, trebuie să blocăm aurul să devină a treia forță politică. Și atunci există 2 soluții în tehnologia politică și mai ales în tehnologia de profiling a oamenilor politici, a celor doi. Marcel Ciolacu este un pozitiv din punctul meu de vedere, Ciucă este un fixist. Ciucă este militar, el are idei puține și fixe. Nu înseamnă că nu are idei, atenție, nu înseamnă că
că l-am făcut cumva că n-are idei. Da, are idei puține și fixe, ca orice militar. Marcel Ciolacu vine dintr-o zonă de tranziție, da, deluroasă, câmpie, păduri, etc., spre munte, da, e Buzeul. El a învățat că totul este într-o fluiditate. E foarte bine, în politică așa trebuie să fie. Iar Marcel Ciolacu mai are o chestiune. El trebuie să salveze PNL-ul, pentru că altfel n-are cu cine guverna. Altfel o să fie la mâna unui partid balama. Sunt două posibilități aici și de aceea mă refer. Unu, să se creeze un partid balama ieșit din vâltoarea naturală electorală. Care împreună cu UDMR ar salva ceva? Ar salva alianța, dar l-ar face pe Marcel Ciolacu dependent. Și dacă Marcel Ciolacu este un om politic care se diferențiază de Iohannis, lui nu-i place dependența. Lui îi place independența. Deci, lui și eu preferă parteneri pe slabul pe Nicolae Ciucă. Slabul Nicolae Ciucă. Da? Deci Marcel Ciolacu vrea o putere, un guvern care să aibă putere. Ceea ce mi se pare absolut normal, da? Față de dezastrele care au fost cu Ciucă, care lingea ușile pe la Cotroceni, ăla își bătea joc de el tot timpul. Deci în acest moment ai cele două posibilități. Unu, un partid balama care să-ți iasă un 5-7% și de care vei depinde la coaliție o clipă. Și al doilea, să-ți creezi tu partidul balama. Tu. Asta voiam să vă întreb. Îl știm sau urmează să se nască? Cu aprobarea de data aceasta a Bruselului. Bruselul trebuie să accepte cine va fi personalitatea aceea. Cam târziu? Nu. Poate să apară un partid de la 6% în 3 săptămâni. Să fie o învolburare de asta, îi dai un sentiment de învolburare și românul zice, bă, nici pe ăla, nici pe ăla nu-l vreau, nici pe Ciucă, nici pe Ciolacul, îl vreau pe Popescu. Na. Și eu cred că teoria asta pe care slab a aruncat-o Olguța Vasilescu, că trebuie să fie o femeie la președinția României, da, Olguța, va fi o femeie la președinția României. Dar nu tu. Să fim clari, cuplul Olguța și Olguțu să nu se mire când vor vedea niște lucruri despre ei și nu numai despre ei, ci despre ceea ce se întâmplă în aceste județe captive. Ce față îi dăm acelei siluete? Acelei siluete este o femeie. Eu susțin întotdeauna că România trebuie să-și plătească păcatele misogine de extremă dreaptă ale unui Iohannis și al unui guvernări PDL al lui Băsescu, care a folosit femeile pe post de obiect. Și toate sunt în pușcărie. Elena Udrea este în pușcărie. Pe vină, pe nevină, nu, eu nu discut deciziile justiției. Dacă vrei un lucru spus, întreabă un bărbat. Dacă vrei un lucru făcut întreabă o femeie. Deci, eu vreau să fiu o femeie. Pentru că poporul român are, bine meritează, în destinul său istoric, marile femei. Uitați-vă la Regina Maria. Iubitoare de bărbați, iubitoare de istorie. Reușește să schimbe la Paris, la negocieri, reușește să schimbe destinul României. Și noi ne luptam pentru ce? Pentru existența reală. Că dacă n-aveam deschidere la Marea Neagră, puteam noi să fim ca Ungaria astăzi. Puteam noi să fim cât de tari și mari. N-aveam Constanța. Nu existam din punct de vedere strategic. Deci vreau să văd soția lui Matei Basarab, Matei Voievod. Vreau să văd. Deci o femeie în România cu adevărat reală poate să fie la nivelul oricărei femei din lume. Și eu cred că România bine meritează. Eu mă uit la, de exemplu, dau un exemplu. Nu e o propunere politică, a intrat într-un alt sistem. Nu va mai ieși, îi se va asigura întregul confort de care are nevoie. Doamna Dragu a ajuns guvernator al Băncii Naționale din Moldova. Ea a intrat într-un alt sistem, nu mai iese din acel sistem, că nu îi se mai dă voie. Ea are traseele clare. Dar așa e sistemul de guvernator de bănci. O clipă. Doamna Dragu, când ai o Doamna Dragu, România bine meritează atunci un destin european. Bine meritează dreptul de a fi egală cu von der Leyen, cu Merkel, cu Margaret Thatcher, cu oricine. Și este important de înțeles acest lucru. Deci de-aia nu va fi Olguța Vasilescu. Pentru că ea este într-o zonă de cădere geografică. Într-o zonă în care râurile nu mai curg. Într-o zonă în care industria nu mai curge. Și aici este drama României. Noi nu trebuie să fim în această vale în care ne-a aruncat războiul din Ucraina, în care noi, practic, Europa a uitat că noi avem Constanța și noi trebuie să ne apărăm Constanța. Ei sunt cu Odessa. Ei sunt nebunii să nu piardă Odessa. E adevărat, Odessa de 70 de ori, nu știu, de 10 ori mai mare capacitate industrială, politică, pardon, economică, de tranzit, de mărfuri. Dar noi avem Constanța, fără Constanța suntem morți. Deci ne trebuie o femeie. O femeie ar avea sprijinul oficial sau nu al lui Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu sau ar merge pe mâna acesteia?
Eu cred că n-ar merge niciuna din întrebări nu e bună. Eu cred că ți-aș schimba puțin întrebarea, Marga, și aș spune o femeie care are capacitatea de a, ca în primele două săptămâni să fie înjurată și apoi să le dea câte o lecție fiecăruia, Ciucă va fi foarte speriat să se ia de o femeie. Că nu e Iohannis. Iohannis era ăsta, băiat de cartier de Sibiu. Da? Dar Ciolacu va fi foarte atent. Ciolacu va fi foarte atent. Deci aici noi trebuie să o gândim ca profil și ca strategie să aducă ce? Nu să aducă nu numai statutul acesta de egal în Europa. Pentru că noi avem în acest moment, suntem egali cu toate țările europene în pericol. Nimeni nu realizează că în pericolul pus de războiul de agresiune rus la adresa Ucrainei, noi suntem egali și cu SUA, și cu Anglia, și cu Franța, și cu Italia. Suntem cu toți egali. Ceea ce noi nu suntem egali în Europa este la beneficiile acestui pericol. Păi noi ne cam uităm. De ce? Că am avut pe unul de la Sibiu care el era cu Madame Merkel să trăi șefa matalice zici, ne dăm pe stânga, ne dăm pe dreapta, cum se vede. Mai vine și Arnăutul ăla de Gheorghiță cu vaccinerele, mai vine și Ceaușul ăla de zi de la Smurd cu ale lui, cu nebuniile lui. Și noi ne-am trezit că de vreo 3 ani în România nu se bucură de beneficiile egale care ți le dă pericolul egal pe care îl avem la ora actuală cu toată Europa. Deci, fiind spuse acestea, o femeie trebuie în primele două săptămâni nici să nu se uite la mari masculi, da? Care se duc în Parlamentul European ca olguțul al nostru și vorbesc cu deștele, că nu știu cu ce vorbește el, că nu vorbește bine nicio limbă străină. Dar, pe de altă parte, nici nu trebuie lăsată acea femeie să fie insultată de prințul Valah, de Rareș Bogdan. Aici este foarte important de înțeles. Și atunci această femeie are o șansă unică să se adreseze direct poporului și să spună: voi, popor român, eu sunt. Ăștia cu două testicole și cu testosteronul pe ei, să cred mari oameni politici. Vă spun eu că eu sunt. Și asta este frumusețea jocului, pentru că o astfel de validare a alianței la europarlamentare și apoi la locale și apoi la prezidențiale și apoi la generale, cum o fi, o astfel de validare face inexpulzabilă instituția politică care iese după aceste alegeri. Și în acest an, România, în acel moment, ce face? Scapă atât de extremism, termin într-o secundă, atât de extremism, de pericolul extremismului, cât și de sosismul lui Șoșoc. Asta e foarte important. Și atunci imaginea României este curată în fața Europei. Și mă duc la egalitate de pericol, mă duc să mă lupt pentru egalitatea de beneficii. Vă invit să scriem o nouă filă în ceea ce va rămâne în istorie despre alte alegeri prezidențiale. Vladimir Putin se îndreaptă către o nouă încoronare cu 3 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Se întâmplă un eveniment. Moare Alexei Navalny în pușcărie. Testamentul său pentru ruși. Nu renunțați! Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Pot să încep cu finalul, care e morala acestui eveniment, ce înțelegem? La care eveniment? Moartea lui Navalny? Moartea lui Navalny în pușcărie, pusă în contextul alegerilor prezidențiale. Occidentul arată cu degetul către regimul Putin. Ce înțelegem? Ce ar trebui să înțelegem? Asta văd occidentalii, ce înțeleg rușii? Este un destin tragic. Este o tragedie rusă în toată opulența ei. Dostoevski ar fi scris un roman superb. Cehov. Esenin ar fi făcut poemul vieții sale. În opulența morții lui Navalny, în acest moment se regalează vulturii din Occident. Așa cum Putin se regalează gândindu-se că n-a făcut-o el, dar moartea lui subită a lui Navalny le dă o lecție celorlalți. Îi sperie pe ceilalți.
Ca să fim foarte clari, moartea lui Navalny nu va schimba ceea ce noi numim manipularea alegerilor într-un stat autoritar. Rusia este un stat autoritarist, cu un autoritar la putere, la Kremlin, este un țar. Bineînțeles că nu este Rusia lui Stalin, unde te luau la 3 dimineața și arestau toată familia, se trimiteau copii în lagăre, etc. Nu este Rusia lui Brejnev, nu este Rusia nici măcar a lui Gorbaciov, unde ăla mințea că s-a înțeles el cu occidentali și după aceea s-a trezit Rusia fără URSS. Bineînțeles că nu există. Dar este o Rusia autoritarismului modern, a velicorusismului, a imperialismului velicorus. Deci, moartea lui Navalny este atât de dramatică, nu prin faptul că a fost subită. Când am citit fenomenul sindromul morții subite, am râs. După aia am râs amar. După aia am râs amar când a venit un celebru dizident plătit cu pensie minimă, cu salariu minim pe economie națională în Germania, un dizident rus care stă într-o garsonieră la 16 grade astăzi, care spunea că a fost omorât cu un pumn în inimă. Tehnică KGB, KGB, da. Nu știu cum, așa. Am râs amar pentru că asemenea manipulări de joasă calitate, eu reamintesc că acest tip de asasinare cu pumnul în inimă nu apare decât în filmul Kill Bill, episodul 3, Kill Bill, 4, că am vorbit noi, da, am vorbit Bill, mai devreme. Așa, Kill Bill, așa, în care celebra Uma, nu Uma știu Thurman. Cum, Thurman dă, nu știu cum, cu deștele în inima dușmanului și îl face pe la să moară. Astea sunt vise, astea sunt nici măcar science fiction, astea sunt de proastă calitate. Și ridiculizează moartea unui om care a avut curajul, bun sau rău, plătit sau nu de Occident, agent sau nu, a avut curajul să se opună țarului de la Kremlin. Să știți că în întreaga istoria Rusiei, la o Ecaterina cea mare a avut un soț pe care a trebuit să-l sugrume, da? Care trădase Rusia și a dat... Prusiei, ăia ocupase armata țaristă, ocupase armata rusă, ocupase inclusiv capitala lui Frederic și ăsta, fraierul de bărbat al lui Ecaterina cea mare, pentru că era un trădător, pentru că era un prinț neamț adus la Moscova să continue dinastia lui Petru, a trădat și i-a dat înapoi toată țara. Poate că dacă nu i-ar fi dat, astăzi n-aveam problema cu Germania care o avem și poate că în secolul 20 n-aveam Germania care să omoare atâția 30 de milioane de oameni. De ce l-a plăcut? Deci, întotdeauna în istoria Rusiei, întotdeauna am avut un țar și un trădător. Este o regulă. Și astăzi avem la fel. Avem un țar autoritarist, 20 de ani, în curând cu acești 5 ani care va câștiga din nou, că nu se pune problema să nu-i câștige, repet, într-o niște alegeri foarte bine manipulate, da? Va depăși anii lui Stalin de putere. Și acum, indiferent de cât mi-a plăcut mie sau nu Navalny, eu i-am scos dosarul de penal al lui Navalny. Este la Open Democracy, este cel mai mare think tank american care se ocupă de deținuții, așa zis, politici din Rusia. Duceți-vă să vedeți că el a fost acuzat de furt. Până să devină marele opozant al lui Putin, el a fost acuzat de furt. Simplu. Lăsând ideea asta, atenție, lăsând, ia blocul, partidul care l-a creat, antisemit, islamofob, de sorginte neonazistă. Veneau la el, la congresele lui și la manifestațiile lui, neonaziștii din Germania. Ăsta era Navalny. Și atunci de ce l-a plăcut Occidentul pe Navalny? De ce Navalny l-a plăcut? Pentru că era singurul nebun unde a ajuns să se sinucidă în fața lui Putin. Le trebuia un opozant. Sinuciderea reprezintă întoarcerea lui exact. Când a fost și arestat. Sigur că da. Le trebuia un opozant activ. Karamurza, îl vedem aici pe Karamurza. Prinț tătar din familia ultimului Khan, din familia ultimului Khanat al Crimeei. Palatul din centrul Crimeei, lângă Palatul Țarist. Da. Deci palatul lui Maria Alexandronova, mama ultimului țar, ultima țarină mamă a Rusiei, palatul lui se afla acolo, lângă palatele țarilor în Crimeea. Karamurza singurul care încă este în viață dintre... Este singurul, nu, și Hodorkovski este în viață. Hodorkovski la Londra, da. Așa, la Londra, așa. Dar cel care i-a pus cea mai mare problemă n-a fost Navalny, adevăratul creator de opoziție anti-Putin, provenit din sângele rusesc, din această idee a Rusiei care trebuie să se modernizeze, a fost Boris Nemțov. Boris Nemțov și Poliatovskaya, ziarista care o vedem aici,
Uciși amândoi, la Moscova. La Moscova, ia în liftul din bloc, el în fața... El în dus pe casă. Știi că el avea un apartament de 400 de metri pătrați, la Popozant, da? Vis-a-vis de Kremlin, peste râu. Și după aceea el mai avea o vilă. Să știți, vilele din centrul Moscovei costă între 30 și 50 de milioane de euro. Domnul Boris Nemțov nu era sărac, nici Karamurza nu era. Nici Hodorkovski nu era. Nici Hodorkovski nu mai vorbesc, la cât a furat el din Rusia, că Hodorkovski a furat de-a stins. Hodorkovski probabil că a fost cel mai mare hoț al Europei în secolul 20. Un hoț cu 10 ani de pușcărie, două condamnări pe infracțiuni economice, dar grațiat de Putin. Nu, grațiat și schimbat, dat în schimb pentru altcineva. Ceea ce eu vreau să spun, un alt element care este foarte important. Opozanții adevărați ai Rusiei, ai țarului Putin din Rusia, produsul natural al evoluției societății rusești, sunt detestați de Occident. Pentru că ei sunt ruși. Aia gândesc rusește. Să fim foarte clari, și aici trebuie să se înțeleagă pentru toți nemțeleii care se cred mari europeniști astăzi și în România. Mai mult decât soție, mai mult decât amantă, mai mult decât copii, cel care vrea să ajungă în sala tronului din Kremlin trebuie să iubească Rusia. Și atunci când iubești Rusia, ești împotriva oricui. Atenție mare, Marga! În profilul adevăratului țar al Rusiei. Atunci când iubești Rusia mai mult decât orice pe această planetă, nu poți să fii aliatul Occidentului, Asiei, Africii, marțienilor sau jupiterienilor. Asta a fost greșeala strategică a lui Gorbaciov. De-aia Rusia l-a detestat. Pentru că el a iubit mai mult luxul și paraisa decât Rusia care i se dăduse în mână. Putin a făcut invers. Putin a divorțat. Putin a avut amante. Putin a murit de 5 ori. Are 7 cancere. Putin însă iubește Rusia mai mult. Ecaterina cea mare, prințesă germană, a dus 2 luni de zile, a traversat iarna rusă cu cai imenși de 2,5 metri înălțime. A devenit rusoaică, a iubit Rusia mai mult decât propriile sânge. Numai așa devii țar. Asta Occidentul nu iubește. Occidentul iubește lingătorii de clanțe. Noi am mai avut pe unul care s-a dus la Ponta, a semnat un pact și după aia fugea în fața, la Consiliul European, fugea cu pactul să le arate stăpânilor. Îl chema Traian Băsescu. Da? Fugea să le arate pactul de neagresiune. Da? Noi am mai avut un lingător de clanțe la Uniunea Europeană care zicea că mai bine merge cu America decât să meargă cu licuricii mici. Deci, la ruși asta nu s-a înțeles. Boris Nemțov era adevăratul opozant. Și el, Boris Nemțov, a fost ucis de 2 ceceni. Apropo, care au fost condamnați pe viață, ei sunt în pușcărie astăzi. Nu i-a convenit lui Putin. De ce? Când iubești Rusia mai mult decât orice pe această planetă, când ai destinul mesianic al Rusiei, a treia Romă, te gândești și cine vine după tine. Și poate că Boris Nemțov ar fi fost, chiar din poziție de opozant, pentru salvarea Rusiei, în ochii lui Putin poate ar fi fost un țar bun. Putin iubește Rusia, mama Rusie îl iubește pe Putin. Sunt convins că îl iubește pentru că răspunde unui necesar de revitalizare a puterii imperiale velico-rusă. Căderea URSS-ului pentru ei n-a fost numai o înfrângere strategică din punct de vedere și deschiderea porților mari lui Jaffa, lui Hodorkovski, al lui Berezovski și a tuturor celor 15, că au fost 15 nenorociți care au furat Rusia în numele capitalismului și democrației. Asta este. Nu trebuie să ne ascundem după degete. Privatizările oneroase făcute de Banca Mondială și de Fondul Monetar Internațional sub Elțin au fost jaf la drumul mare, ca și în România, de altfel unde privatizările ne-au lăsat fără industrie. Da? Deci să nu ne ascundem după degete. Numele capitalismului, acest Hodorkovski, în loc să stea în pușcărie pentru ce a făcut, este liber. Deci atenție foarte mare. Ăsta a furat, prin Iucos, a furat jumate din petrolul... Compania petrolieră, da? Da. Deci, da... În numele Rusiei se permite și dacă poporului rus îi se reface mândria de supraputere, de putere numai regională, cum a fost Obama, analfabetul, și toți istoricii cu doctorate la Moscova, astăzi în România, îl pupă pe Obama, care a zis, nu, e o benzinărie cu bombe atomice Rusia. Nu mai spune. Bă, băiatule, băi Obama, să-ți dea ție Dumnezeu ca America să construiască civilizația pe care a construit-o Rusia. Că tu n-ai construit-o în 250 de ani, cât a construit Rusia în 250 de ani. Deci, încă o dată, aceste minorări ale Rusiei dor.
Și atunci vine Putin și spune, eu trimit 500.000 de soldați ruși în Ucraina, îi facem pe aia muci, dar ce fac? Pune Europa într-o problemă de geostrategie uluitoare. Navalny nu era opozant cu adevărat, n-ar fi avut puterea. El la ultimile alegeri a făcut 3%, nici nu exista 2%. Repet, pe o opoziție de partid islamofob, antisemit, împotriva imigrației, care a lăudat ocuparea Crimeei în 2015, anexarea Crimeei, acest om era imperial velicorus. Murza, cel mai educat dintre ei, cel mai educat dintre ei și cel mai puternic. Ce? Murza este băgat în pușcărie 20 de ani. El este adevăratul deținut politic. El. N-a furat, nici n-avea de ce, repet, el moștenise prin familia lui averi impresionante imobiliare, atât la Moscova, cât și la San Petersburg, cât și în Crimea, familie extrem de puternică, repet, ultimul, că de-aia e Karamurza, da? Este prințul negru. Asta negru, Kara, da, din da, Kara, turcă. Da. Așa, Benjel este, repet, Karamurza a fost condamnat 20 de ani pentru că a insultat Armata Roșie. De ce? Face o greșeală fatală. Și el spune, Armata Roșie n-a învins în al doilea război mondial. 22 de milioane de ruși au murit datorită demenței naziste de a considera rasa slavă, poporul slav, undermenșe, sub oameni. Zelenski a folosit de două, trei ori cuvântul ăsta despre ruși. Din animale și sub oameni nu-i scoate, tocmai ca extremiștii lui de extremă dreapta, de naționaliștii lui de extremă dreapta, să ucidă cât mai mulți ruși. Atenție! Murza îmi pare a fi ajuntul lui Nemțov, apropo, protejatul lui, îmi pare a fi practic moștenitorul unei linii de opoziții la țar. Dar dacă Murza ajunge, să spunem că occidentalii îl preiau, cu toate că nu l-au preluat. Uh-huh. Pentru că Murza apără interesele Rusiei. Atunci intră în vizorul lui Putin și cine știe ce se întâmplă. Cine? Nu. Cine știe ce mai vine Murza și zice, vreau și Moldova. Vreau și, pentru că nu știi. Repet, opoziția la țari nu este sprijinită de occidental decât dacă opozanții ling ușile Occidentului. Cum face doamna Iulia Navalnia astăzi. Moare bărbasul, domnule. Și de prima declarație, știți care a fost? Că aici trebuie să înțelegem manipulările ordinare. Repet, este o moarte opulentă acestui nefericit de Navalny, care a fost aruncat sub autobuz, inclusiv de nevastă sa. Ce spune nevastă sa? Că eu nu cred în declarațiile statului rus că soțul meu a murit. Și ăla era mort! Sunt 5 zile. Ea nu s-a dus în Rusia. Ea e fugită din Rusia de 3 ani de zile, la Londra. Da. Deci, acest om a fost aruncat, acest nefericit de Navalny, a fost aruncat sub autobuz, inclusiv de celebra Iulia Navalny, care în momentul în care, cu o oră înainte de a intra în sala conferinței de securitate de la München, să-și țină celebrul discurs, cu o oră înainte se îmbrățișează cu bătrâioara de la, cu Nancy Pelosi, care era în sală, da? Ca să primească ea, de fapt, încoronarea ca noua șefa opoziției, era clar că transferul de imagine de la Navalny la nevastă sa se făcuse deja. Și nu la Daria? Daria se prefigurează, fiica lui Navalny se prefigurează. No, Daria e copilă, e, da. Daria 23 de ani. Mai are nevoie de 20 de ani. Ce, tu ai votat un copil de 23 de ani? Că eu n-aș vota. Hai să înțeleg. Încă o dată, opoziția la Putin, dacă este de natură rusă, din produsul intern rus, nu va fi acceptată de către Occident. Trebuie să fie o opoziție care să lingă ușile occidentale, ceea ce Rusia n-a avut niciodată. Trupul lui Navalny mai stă în custodia autorităților încă o săptămână, așa a fost anunțată da. Familia. Ce trebuie să se facă autopsie, examenele patologice. Două săptămâni? Da, păi da, cât durează? Cât durează? Examenele patologice durează și 3 săptămâni și 5 luni. Apeluri repetate ale mamei, ale da, mie jurnaliștilor. Mi-a plăcut de un nenea cu doctorat la Moscova, unul Goșu, pe la Universitatea din București, care a făcut doctoratul la Moscova, care zicea, domnule, e criminal, este ca Maria Magdalena care se duce după cadavrul Mântuitorului și Putin nu realizează. Nu, tu, Goșule, și toți cu doctorate luate pe banii Occidentului la Moscova, nu realizați un singur lucru. Poporul rus, în afară de niște exaltați urbani de tipul nu, din Moscova, că și ei au exaltați urbani, da? Care s-au dus să facă revoluție pe stradă, 500 de oameni, așa. Poporul rus nu-i pasă că acel cadavru nu există sau că există, pentru că ăla nu reprezenta opoziția reală velicorusă
la Putin. Ăla reprezenta linsul clanțelor occidentale. Navalny, asta era. După ce fusese acuzat că a furat bani de la o firmă germană, Pălem, este celebrul dosar al stejarului, că a spălat banii de la, el cu nevastă sa, apropo, nu, cu tovarășa Iulia, așa, a spălat banii de la alegerile unde el a luat un excelent scor, 27% alegerile pentru primăria orașului Moscova, foarte important, a luat 27%, el pe 27% putea să construiască. Nu, el n-a vrut să construiască. El a vrut să dea o lovitură de stat plătită, bine mersi, de britanici. Că, după aia, problema otrăvirii lui, că eu le pun pe toate că trebuie să se știe. Dom'le, încă nemții n-au dat dosarul otrăvirii lui cu Novicioc. Dom'le, Novicioc nu se găsește, doamnă, în pudra de tal. Păi nu, dar au dat KGB-ul prin presa din Marea Britanie, care a fost pulbere în lenjeria intimă a lui Navalny. Deci, toate chestiile astea, Navalny trebuia să le explice. Bineînțeles că nu le-a explicat. De-aia îți spun că mai important e Murza, care face pușcărie efectiv pentru că a declarat că Armata Roșie n-a învins în al doilea război mondial și asta i-a enervat. E mai important este Nemțov, Poliatovskaya, decât acest anarhocapitalist hoț de Hodorkovski și decât Navalny. Aici este drama. Casa Albă a spus că Statele Unite vor anunța un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza morții lui Navalny pe 23 cu o zi înainte de marcarea 2 ani de la începutul războiului. Ce înseamnă asta? Adică nu înseamnă nimic. Sancțiunile. De ce simte nevoia Biden să anunțe asta? Că Marea Britanie a zis că îi sancționează pe ofițerii din colonia penitenciară, la pușcărie. Că pe ei interesează, pe ei cred că nici nu știu pe unde e Marea Britanie pe hartă. Adică oamenii ăia sunt în Yamal, sunt în cercul arctic, Dumnezeule mare. Adică eu sunt convins că 99,99% din britanici nu știu unde este cercul arctic. Și tu vii și sancționezi niște prăpădiți de gardieni. Adică aici este ridicolul. Și de aia spun că moartea lui Navalny este copioasă. Pentru că toți vulturii analfabeți pot să mănânce din această moarte. Inclusiv nevastă sa, care uite, ea 5-a zi și ea n-a ajuns în Rusia să ceară corpul soțului ei, tatălui, copiilor ei. Mamă sa se luptă. Mamă sa s-a dus ca orice creștină să ia corpul să-l îngroape. Neștiind că legile în Rusia, legile în SUA, legile în Uniunea Europeană, în România Europeană, spun clar, că nu ai dovada clară a morții, nu îl înmormântesc până când examenele patologice, histopatologice, nu ies. Și sunt unele care pot să iasă și peste 3 luni. Deci aici Occidentul minte cu nereșinare, cu agenții săi din diverse țări, cum sunt și ai noștri în România, nerealizând de fapt că da, trebuie să se știe de ce a murit. A fost otrăvit, a primit pumnul celebru, minciuna aia celebra băiatului care stă la 16 grade în Germania, marele dizident pe salariu minim pe economia națională. S-a întâmplat ceva? Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Bineînțeles că raportul medical o să fie discreditat de toți guru ăștia cu doctorate la Moscova și care se declară pro-german și pro-francez și pro-american. Dar până la urmă eu am să am mai mare încredere în doctorul rus. De ce? Pentru că ăla n-are interes să minte în acest moment. Mie mi-a plăcut tot așa un dizident rus plătit de occidental, că toți dizidenții ăștia care apar pe presa occidentală sunt plătiți de ei. Dom'le, nu, eu vreau dizident rus, nu vreau unul plătit de occidental. Eu vreau pe ăla care moare de foame în Rusia să-mi spune că e împotriva lui Putin. Ăla e mai credibil. Mie mi-a plăcut minciuna aia altă. Ce, nu, domnule, ce, stai să vezi că zice moartea că Putin printr-un de-asta, securist de-al lui de prin cum se cheamă, de prin administrația prezidențială, ordona prin Kremlin zilele de carceră lui Navalny. Și eu râdeam în hohote. Eu țin minte că sunt pe YouTube, apropo, filmele tovarășii cu doctorate la Moscova și cu linsul Germaniei la Berlin. Tovarăși pro-democrați. În închisorile americane, dacă nu mergi în același pas cu polițistul care te duce dintr-un loc în altul, în interiorul pușcării ei, iei 3 zile de carcere fără să vezi lumina zilei. Da? Sunt 10 de procese în Statele Unite ale deținuților care au dat în judecată statul american pentru tortură. Și tu mie, vii tu, lingău de Germania, să-mi spui tu mie că Putin a ordonat printr-unul de la... Dom'le, invențiile astea absolut aberante distrug ceea ce trebuia să fie Navalny. Navalny trebuia să fie un adevărat luptător împotriva lui Putin. Sunt eforturi de a demonstra, de a pune cumva
responsabilitatea asupra regimului Putin. Novaya Gazeta a inițiat o petiție. Tu nu vezi că toate sunt Novaya. Novaya Pravda, Novaya Gazeta, Novaya Rasia. Toate sunt plătite de miliardari occidentali. Unul nu are bugete din Rusia. Te rog. Vor să ceară imagine de pe camerele de supraveghere să vadă dacă într-adevăr s-au efectuat manevrele de resuscitare pentru a-l ajuta pe Alexei Navalny. Vor merge mai departe astfel de încercări de a pune totuși pe seama regimului Putin această moarte? Dar toate vor fi. Dacă pică un pescăruș în Casa Albă, că pescărușii n-ajung până la Washington, dar dacă vine un pescăruș și moare în zbor și pică pe veranda Casei Albe, este vina lui Putin. Fermierii din Europa sunt toți s-au ridicat împotriva aberațiilor lui von der Leyen cu ecologia ei, este vina lui Putin. Rămânem în același capitol, dar întoarcem pagina. Moartea opozanților în pușcărie, pusă în aceeași propoziție, cu libertate și cu alegeri europarlamentare. Iată. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, vreau să trăiesc într-o Europa liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. De aceea, alegerile de pe 9 iunie în întreaga Europa sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante care apără democrația este un lucru foarte important. Cred în valorile social-democrate și încerc cu echipa guvernamentală să le punem în aplicare la nivelul României, încerc cu echipa de europarlamentari să ne impunem, mai ales în ceea ce privește specificul României. Cum vreau să nu fiu un vasal al Federației Ruse? Da, sunt convins că cel care a fost cumnatul fostului premier Victor Ponta ar fi dorit să nu fie vasal al luptei anticorupție și să nu moară după 9 ani de acuzații false de către celebru cuplu Onea Portocală. Eu sunt convins că și judecătorul Mustaț ar fi vrut să nu moară pentru că cei de la pușcăria unde era n-au vrut să-i cheme medicii. Și poate facem o listă întreagă de oameni care au murit în numele luptei anticorupție. Eu sunt convins că a fi vasal al Rusiei este foarte rău. Noi am fost vânduți, apropo. Noi am fost vânduți Rusiei de către Churchill și Roosevelt. Eu reamintesc că România nu a fost vândută de către pelticul Mihai I-ul, regele tuturor românilor, ci de către marele, imensul, analfabet al istoriei denumit Churchill. Eu amintesc că am fost vândut de către marele, imensul, învingător de la Berlin, Roosevelt. Da, noi n-am vrut să fim vasalii Rusiei. Dar uite cum se întâmplă că Marea Britanie ne vându la ruși, la sovietici. Uite cum se întâmplă Polonia să împartă Ceoslovacia cu Germania. Noi uităm episodul ăsta dinainte de al doilea război mondial. Hitler cu polonezii erau prieteni la Catarame când au împărțit Ceoslovacia. Da, că după aia Polonia a căzut victima demenței lui Stalin și a lui Hitler, e cu totul altceva. Dar istoria nu iartă. Ceoslovacia a fost împărțită ca o bucată de carne între Hitler și Polonia. Noi uităm să spunem Poloniei, bă, dar tu te-ai înțeles cu Hitler. Și uite așa cum aceste declarații care sunt foarte bune, cine vrea să fie sluga Rusiei? Dar cine vrea să moară în pușcăriile luptei anticorupție? Cine vrea să moară în România luptei anticorupție? 9 ani de zile și prăpăditul ăla face infarct și moare și nu i-a fost curățată zi. Dosarul nu s-a închis. Ponta asta nu știu câți ani n-a făcut nimic băiatul ăla. Eu nu-l supăr pe Victor Ponta, eu nu l-aș vota mâine. Nu l-aș vota nicăieri, nici pentru funcția de femeie de serviciu la un bloc. Dar mie să-mi spună
Onea cu Portocală au plătit cu pușcăria pentru ce a pățit ilegal, ilegitim, în numele luptei occidentale împotriva corupției, domnul Ponta și câți alții? Uitați-mă! Păi dacă nu vrei să fii sluga cuiva, nu trebuie să fii sluga nimănui? Cum facem asta? Cum? Vorbim despre libertate în Europa, dar libertate și... A, nu, libertatea România trebuie să fie pentru aia care ne-au vândut Uniunii Sovietice, pentru britanii și americani. Eu reamintesc că abuzurile luptei anticorupție, proiect special american în România, proiect special de distrugere a economiei și a burgheziei române, și l-a distrus, acest proiect special a fost... Eu reamintesc că România a fost vasala ambasadorilor care stăteau frumos și semnau tot felul de comunicate. Tot timpul erau în comunicate. Eu vreau să-l întreb acum pe italian, pe ambasadorul italian, pe ambasadorul german, pe ambasadorul britanic, de ce condamnații definitiv în lupta anticorupție sunt la ei în țară? Eu vreau să-l întreb pe marele luptător anticorupție, Joană, secretarul general adjunct NATO, de ce cum NATO s-a fugit într-o țară NATO și n-a fugit în Cipru turc? Nu cumva își băteau joc aceste țări occidentale care vasalizaseră România? Nu vreau să fiu, nu vreau să fiu vasala Rusiei, dar nu vreau nici să moară oamenii nevinovați în pușcăriile luptei anticorupție occidentale. Pentru că cineva va trebui să răspundă. Cine? Aici e drama. Churchill a devenit erou mondial, dar el, dar Churchill n-a răspuns niciodată pentru că a vândut estul Europei Uniunii Sovietice. Ne-am gândit vreodată care ar fi posibilitatea de a trage la răspundere un om politic? Păi nu vezi că Onea a fost reabilitat? Mereu spunem că votul este cel care decide. Nu este. Votul nu reabilitează moartea nevinovaților. Da? Care vot? Mântuitorul a fost ucis pe un proces fals, pe acuzații false, nu l-a reabilitat nimeni. Credința oamenilor l-a reabilitat. Da? Acum 70 de ani, Curtea Supremă a Statului Israel a refăcut celebrul proces al lui Isus și l-a declarat nevinovat. Asta l-a reabilitat? Nu. Să știți că nimeni nu-l reabilitează pe cumnatul Ponta, pe Mustață și pe atâția și atâția care au murit ca urmare a proiectului special de distrugere a României denumit lupta anticorupție. Eu vreau pe Barna să-și ceară scuze. Eu vreau pe Drulă să-și ceară scuze. Eu vreau pe toți care au urlat cu Orban în frunte. Cine nu sărea în piața palatului, cine nu palatului guvernului, cine nu sare ia cu executare. Eu vreau pe toți ăștia, pe ceaușeștii care urlau pe străzile Bucureștiului, punând în aplicare un program foarte moral. Trebuie să luptăm împotriva corupției, dar care ne-a decimat România. Oameni nevinovați au murit și când un singur om nevinovat stă în pușcărie, justiția nu există. Asta este principiul. Dar se pare că la analfabetismul celor cu progresismul neomarxist, cu druleismele lor, cu barnaismele lor, cu feciorelnicele lor fixisme, că astea sunt parcă sunt virgini de ăștia care să tem să se apropie de o femeie. Că astea sunt. Mie îmi pare rău pentru România că suntem între Scila și Barila. Suntem între autoritarismul rus și autoritarismul de la Bruxelles. Și într-o dată România trebuie să aleagă. Bine a spus, da, Marcel Ciolacu, bravo Marcele, dar de ce nu spui, eu nu vreau să moară românii nevinovați în pușcăriile luptei anticorupție. Atunci te cred și atunci ai cu adevărat politică românească. Noi nu avem proiect de țară, mi-e greu să cred, s-a pomenit proiect de țară a fiind această comasare, aceste alegeri, dar ne uităm la, cu speranță la următorul președinte al României. Până în iulie-august că n-o tot ai, este, că vorbim despre Marcel Ciolacu. Până când SUA n-o semnalul de profil, n-o să-l ai. Proiectul personal, prima prioritate a următorului președinte al României, scăpați fiind de Klaus Iohannis, da, în opinia dumneavoastră, care ar trebui să fie? Revitalizarea intereselor fundamentale ale României, reconstrucția relațiilor pe Asia, sunt cele trei principale. Reconstrucția comerțului cu Asia, și mă lași cu Uniunea Europeană, că am voie, că n-am voie, și trei, ceea ce a făcut Orban al Ungariei ieri. Obținerea de garanții de securitate de la o terță putere împotriva oricărei puteri, că este la Bruxelles sau la Moscova.
A fost o emisiune despre președinți prezidențiale. Le așteptăm, le discutăm, le dezvoltăm în edițiile următoare. Vă mulțumesc frumos pentru analize. Vă propun să încheiem într-o notă mai comică. Ați analizat retorica lui Nicolae Ciucă, discursul lui Marcel Ciolacu. Vă propun să vedem așa în oglindă, că de la americani, spuneați dumneavoastră, luăm lumină. Să vedem diferență de discurs între Obama și Trump, iar noi ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune! The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. The United States launched a targeted operation against that compound. They did a lot of shooting and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. He died like a dog. But his death does not mark the end of our effort. A beautiful dog, a talented dog. We give thanks for the men who carried out this operation. And I don't get any credit for this, but that's okay. I never do. But here we are. May God bless you. And may God bless the United States of America. And I'm writing a book. I think I wrote 12 books. All did very well.